Dragi tauri, bine ați venit la horoscopul lunii noiembrie. Deși cel mai important eveniment nu se produce luna asta, sunteți totuși sub influența lui. La sfârșitul lunii octombrie a avut loc o lună plină în taur cu eclipsă, dacă mai țineți minte. Încât, fiind final de luna octombrie, clar că mare parte din luna noiembrie sunteți sub influența acestui aspect. Poate v-a revelat niște direcții noi, poate ați luat niște decizii majore de viață, poate ați descoperit cine sunteți, ați tras o linie, ați înțeles. Ba, dacă ați tras o linie, poate a venit vremea să treceți la nivelul următor, pentru că puteți spune că luna octombrie a încheiat un capitol în viața voastră. Și s-ar putea să nu fie un capitol din ultimele 6 luni, pentru că o lună plină de regulă arată roadele a 6 luni, adică de la luna nouă din taur de acum 6 luni. Poate nu doar din ultimele 6 luni, ci poate din ultimii 2 ani. De ce? Pentru că în ultimii 2 ani, 2022 și 2023, au avut loc eclipse pe axa taurului. Și gata! Multă vreme de acum încolo, nimic din punctul ăsta de vedere. Sigur, alte aspecte și unele chiar foarte importante, inclusiv în această lună. Dar s-a încheiat un mare ciclu karmic pentru voi. Nodul Nord, prin Taur, până nu de mult, dar care a fost acum finalizat această etapă cu eclipsa, ultima eclipsă de lună pe axa Taurului, exact cum ați avut și acum un an, în mod similar, puteți spune că știți mai bine cine sunteți, știți mai bine unde ați ajuns, ce știți, ce nu știți, ce puteți, ce nu puteți. La întrebarea cine sunt eu, probabil mulți puteți pune ceva acolo în CV. Și nu neapărat ce aveți, nu neapărat câți bani aveți în cont, ce job aveți, câți copii aveți, cât de fericiți sunteți în plan sentimental. Sigur că și astea vă caracterizează, dar poate mai mult decât atât, pentru că axa nodurilor lunare, cam pe asta a pus accent în ultimii 2 ani. La întrebarea asta, cine sunt eu, mai frate? Norocul e față de anul trecut că ultima eclipsă asta din luna octombrie, și vorbesc și în luna noiembrie pentru că e proaspătă și sigur sunteți sub influența ei, luna aceasta plină de la final de octombrie a fost în conjuncție cu Jupiter și după aceea în aceeași noapte s-a întâlnit și cu Uranus. Sâmbătă, atunci pe 28-29 octombrie, a fost, sper că ați și văzut, am și eu la mine pe site niște fotografii din momentul eclipsei în care se vedea și Jupiter, care e în ograda voastră, ca apoi peste noapte să se fi întâlnit cu Uranus, dar Uranus nu se vede. Posibil să fi tras o linie, așa cum spuneam, dar e cu rod acest bilanț. Unii aveți motive să spuneți că sunteți mândri, că ați ajuns unde trebuie, că nu-mi doresc mai mult deocamdată. Alții vă dați seama că există etapa următoare. Unii, da, vă mulțumiți cu nivelul atins din toate punctele de vedere și nu veți face altceva decât să luptați, să păstrați ceea ce ați realizat, în timp ce alții, sunt pe nivelul ăsta, minunat, mă uit în spate și văd de unde vin, bravo mie. Dar există și treapta următoare. Treapta următoare care poate fi pe toate planurile. Treapta următoare în plan sentimental, treapta următoare în plan financiar, treapta următoare în plan profesional și unii sunteți într-un astfel de moment de trecere pe treapta următoare. Bun, treapta următoare nu înseamnă că deja am cules roadele pe treapta următoare, ci am cules roadele pe fosta treaptă. Mamă, ce bine este, din anumite puncte de vedere, bravo mie, sunt mulțumit, sunt mândru, dar încep munca pentru următoarea treaptă. Și probabil deja din octombrie ați început o astfel de muncă de construcția a etapei 2, etajul 2 din, sau etajul cât o fi, că poate nu etajul 2, poate aveți o, între ghilimele, o construcție personală care cu nu știu câte paliere, cu nu știu câte etaje. Ați făcut niște etaje și acum ziceți, bun, mă duc la etajul următor să văd de ce sunt în stare. Și sunteți în stare de foarte multe realizări.
Atât de multe se întâmplă pe axa Taurului încât mi-e și greu să vorbesc despre toate, de aceea am să vă invit să vedeți pe parcursul lunii noiembrie și horoscoapele zilnice și cele săptămânale și astrodrama lunii noiembrie în care vorbesc de mitraliera de opoziții pe axa Taur-Scorpion. Unele dintre opoziții deja se simt de la sfârșit de octombrie, altele se vor mai simți până pe la mijloc de noiembrie. În total, datorită celor două planete de la voi din ogradă, Jupiter și Uranus, și datorită celor trei planete din punctul diametral opus în Scorpion, se vor forma șase opoziții. Dacă mai băgăm și Luna la pachet la un moment dat, sunt probabil 9. Dar hai să nu punem pe Luna, că Luna, deși n-au mai avut loc de ceva vreme aceste opoziții, ele se simt încă de la sfârșit de octombrie, e un tir astral. Așa, parcă săgeți una după alta vin către voi. Dar nu înseamnă că săgețile pot fi negative. Săgețile pot fi stimulative, pot fi provocări, pot fi heirupuri, pot fi idei, pot fi ghionturi pe care le primiți din diverse direcții să faceți ceva cu voi. Să schimbați macazul, să vă schimbați voi, să luați decizii, să porniți către nivelul ăla următor de care vă ziceam. Multe opoziții. Uneori pot fi și de natură critică, să zicem așa, aceste opoziții. Un fel de provocări ale destinului, pentru că unele dintre ele, da, s-au mai format acum un an, acum 2 ani unele dintre ele, dar altele nu s-au mai format de 12 ani. Pentru că Jupiter nu era anul trecut, acum 2 ani, la voi în ogradă. Jupiter acum este în Taur. La fel ca acum 12 ani. Sau acum 24 sau acum 36. Toate aceste aspecte, cum spuneam, unele dintre ele nu s-au mai format din 99, ia cât de mult, altele în 2011, altele în 2021, da, se poate să fie avut unele aspecte mai îndepărtate, altele mai apropiate. Dar unele vă îndeamnă să luați decizii, să faceți mari alegeri în viața voastră, de altceva, de punct și de la capăt. Pentru că de unde vin aceste opoziții? Din Scorpion. De la planetele din Scorpion, și Scorpion înseamnă transformări radicale, închideri radicale de capitol. Cum am spus, la unii treceți pe nivelul următor, fiind o creștere, o evoluție, pentru că Jupiter vă ajută să vă dezvoltați, să înaintați, în timp ce din punctul diametral opus, din Scorpion, vin decizii radicale. Stop, gata, până aici, închide capitolul ăsta, apucă-te de altul, pe diverse planuri. Unii în plan conjugal, și o să vorbim imediat despre asta, alții în plan sentimental, alții în plan financiar. Pe mai toate planurile aveți câte o provocare. Și pentru că am zis pe mai toate planurile, hai să vorbim de zona sentimentelor, iubirii. Zona iubirii pentru Taur este acoperită de fecioară, foarte activată în toamna asta. Și mai este un pic activă până pe 8 noiembrie, doar atât. Pentru că ultimul personaj planetar care mai exista în acest sector era Venus. Venus a intrat în fecioară pe 9 octombrie și iese pe 8 noiembrie, după care pace și liniște multă vreme de acum înainte. Nici o planetă prin zona iubirii. Dar câte au fost în septembrie, în octombrie, perioada intensă în zona fecioarei în fiecare an. Iar luna trecută, aici, mai precis pe 3 octombrie, aici a intrat Lilith. Lilith nu este un corp ceresc, este un punct virtual, este capul unei axe, la fel cum și axa nodului lunare, tot o axă cu două capete este. Dar Lilith a intrat în fecioară luna trecută, încât vă cam obișnuit un pic cu energia. Iar luna trecută, în octombrie, a format și o conjuncție cu cine alta decât Venus, guvernatoarea voastră, încât voi poate încă sunteți sub influența acestei conjuncții din luna octombrie. Venus iese din fecioară, dar rămâne Lilith. Lilith așa ca o umbră, ca o fantomă, ca o ispită, ca un risc pentru unii,
ca un inamic pentru alții. Depinde. În unele cazuri, Lilith aceasta și va sta până în final de iunie anul viitor și va mai avea niște evenimente destul de curând cu Saturn, dar altele abia la vară, când vor mai trece planete pe aici. Dar Lilith e cu minte, dar e acolo. Și cum e când știi că ai o bombă în curte? Uite, așa mergi, tiptil, că nici nu știi, poate e acolo, poate e acolo, poate e acolo. E o fantomă care mai face bau-bau din când în când. Unde? În plan sentimental pentru voi. Pentru unii poate să instaleze distanța, răceala, plictiseala, rutina, monotonia și n-a mai fost relit aici de 9 ani. Unii sunteți într-o relație, dar nu vă mai place. Vreți altceva, apar tensiunile, apar criticile, apar reproșurile. A trecut ceva timp, a trecut flacăra, a trecut pasiunea, a trecut cum era la început. Deci aici e vorba de evenimente care instalează rutina tipică fecioarei. În alte cazuri instalează critica tipică fecioarei. Reproșuri, tacataca, papagal și la unul și la altul, comentarii, de ce aia, de ce aia, de ce întârzi, de ce nu mă suni, de ce ai pus prosopul așa la baie. Fleacuri. Dar sunt și alea și își vor lăsa amprenta în plan sentimental. De multe ori o să simțiți viața sentimentală, relația pe care o aveți, ca fiind rece, neinteresantă, lipsită de ternă. Asta e cuvântul, ternă, gri. Ba chiar în unele cazuri, pe parcursul lunii vine și o opoziție pe care o va face Venus de aici în fecioară, la începutul lunii, cu Neptun, și care poate genera o mică decepție pentru unii. Ceva gen, mamă, cât am iubit, m-am aprins într-o iubire cândva și acum nu a mai rămas nimic din frumusețea aia. Comparații, pe semne. Comparații cu ce a fost cândva. S-a mai resipit magia, s-a mai resipit căldura, s-a mai resipit atracția. Poate v-ați obișnuit, a devenit rutină de zi cu zi, trăiți împreună, v-ați căsătorit, poate și asta, și vă lipsește ceva. Poate duceți dorul unei perioade frumoase. Încât unii, cu Lilita acolo, cu Venus în opoziție cu Neptun, cu o nebunie de energii planetare care se adună în Scorpion și apoi în Săgetător. Unii sunteți în situații delicate de a privi în altă direcție decât cea pe care o aveți oficial acasă. Fie că sunteți într-o relație neoficializată, fie că sunteți căsătoriți cu veștate de plată, cu copii, cu cățel, cu purcel, nici nu știți cum apare ispita la orizont, dacă nu cumva deja a apărut, odată cu conjuncția dintre Venus și Lilith de luna trecută, și vă dă peste cap sufletul, viața, liniștea, nopțile, trupul, hormonii. Toate alea sunt foarte provocate. Prea se adună multe aspecte în zone de astea de suflet sau numai de suflet. Sentimentale. Casa 5 a iubirii, casa 7 a cuplului, casa 8 a pasiunii, propria voastră casă. Unii nu vă mai regăsiți în relațiile alea pe care le aveați deja, dintr-o rutină plictiseală, răceală, distanță și alte condiții ușor defavorabile ca doi oameni să fie din nou sau să fie realmente la oaltă. S-a smins flacăra, cu alte cuvinte. Foarte ocupați, aveți copii de crescut, serviciu, bani, gospodărie, plictisitor. Și atunci, eu sunt taur, eu sunt om pasional, eu sunt om senzual, eu am iubire de oferit, eu am iubire de primit. Încât s-ar putea unii să căutați iubire și în altă parte. Sau numai să o căutați, să fie acolo, la îndemână. În unele cazuri se poate ca partenerul vostru să caute în altă direcție și atunci să vă pună la încercare. Doamne ferește, nu toți taurii trec prin asta. Unii sunteți marcați de aceste pericole, riscuri, șanse că poate unii vă doriți lucrul ăsta. Deci e posibil mai ales cuplurile
deja formate să treacă prin niște momente delicate, inclusiv cei cu copii, cu trecut, cu rate la bancă, cu căsătorie, cu tot acum. În unele cazuri vă veți ascunde, nu se află, rămâne totul secret. Scorpion, unde se întâmplă toate aceste opoziții, e o zonă foarte secretoasă. Reușiți așa să țineți în planul 2, să nu cumva să afle orașul. Dar e furtună pe mare. Opozițiile astea s-ar putea să fie o mare provocare. Unele cupluri o să treacă cu brio prin furtuna asta. Vă luptați, da, apar tensiuni, este o perioadă destul de tensionată, vă puteți aștepta la certuri, scandaluri uștrântite, cuvinte aruncate, prea multe săgeți pe axa Taur-Scorpion, voi versus partenerul, încât uneori parcă un război acolo. Și totuși reușiți să treceți, reușiți să țineți sub control furtuna, nebunia, cearta și să reveniți cu brio în cuib și să nu stricați tot. Dar în unele cazuri se poate să se întâmple și partea aia mai puțin plăcută. Luna asta, pe 13 noiembrie, va avea loc o fază de lună nouă în Scorpion, adică în zona cuplului, căsniciei. Dar nu e o lună nouă oarecare, e o lună nouă foarte tensionată, pentru că va fi alături la momentul respectiv și Marte, iar în punctul diametral opus Uranus. Ei, aici aș vorbi mai degrabă de căsnicii cu probleme, care vă certați de ani de zile, nu mai priviți în aceeași direcție, numai fericire nu mai e acolo, e posesivitate, e gelozie, e suferință, e toxicitate, e tot ce nu vă place. E un astfel de moment, poate să vină în jur de 13, sau mă rog, pe parcursul perioadei acestea despre care vorbim, ba, poate să fie vorba chiar de 6 luni de acum încolo, pentru că luna nouă în Scorpion o să-și arate roadele, să zicem așa, când va fi luna plină în Scorpion, adică peste 6 luni, și luna nouă în Taur, mai bine zis, la momentul respectiv. Dar pentru unii poate să însemne și un mare punct și de la capăt în plan conjugal. Dacă nu vă place ceea ce spun, treceți la muncă sau la bani, că acolo e mai interesant, probabil. Dar bine un astfel de moment. Acolo unde nu se mai poate și nu se mai poate. Scorpionul e o zonă foarte turbulentă, pasională, înflăcărată, violentă poate chiar. Și toată zona asta Scorpionului în octombrie și noiembrie este cea mai atacată de Jupiter, de Uranus. Și Jupiter și Uranus cer libertate, dreptate, lege, corectitudine. Încât acolo unde voi sau partenerul nu respectă legea scrisă sau nescrisă a vieții în doi, intervine Universul printr-o mare probă de încercare, încât există o mică parte, 0,0001% din Taur, ca să nu zic mai mult, care puteți ajunge chiar și într-o fază de ruptură, de divorț, de separare, de ceartă. Tensiunea nu mai poate fi ținută sub control, pentru că și Marte este bătăios, luptător, belicos și care este în opoziție cu Uranus, care și el este un revoluționar. Gândiți-vă, Marte e războiul, Uranus este revoluția. Păi, ce iese dintr-un război cu revoluție? Bombă! Și voi sunteți la mijloc sau personajul drag vouă este la mijloc, că poate voi sunteți cel care aruncă bomba sau poate celălalt aruncă bomba, dar rămâne de văzut ce rămâne după ce se așează molozul, după ce a făcut bomba, bum. Pentru unii, gata, nu vreau, nu mai vreau, m-am săturat, ajunge, plec cu amanta în unele situații. Pentru alții, doamne, nu pot să risc tot. Eu n-am bărbat de lăsat, cum s-ar spune. Eu am copii de crescut. În unele cazuri poate fi vorba și de sacrificii, compromisuri. Nu-mi place, nu sunt fericit, nu am tot ce-mi trebuie. Îmi sunt încălcate niște libertăți și drepturi în viața în doi. Dar ce să fac? Că
iacătă, am datorii de toate felurile, inclusiv karmice. Și atunci unii o să rămâneți în zona de conflict, de război, făcând compromisuri. Da, o să vă mai certați, da, o să vă mai aruncați săgeți, da, o să mai iasă cu scandal, dar totuși rămâneți la oaltă. Dar nu uitați ce se întâmplă și pe zona iubirii, că și acolo este tensiune. Dacă de acum explodează o bombă, nu s-a întâmplat nimic înainte, dar se întâmplă acum, e pentru că apare rivalul, rivala, al treilea, care pune în pericol ceea ce aveți deja. Voi puteți fi rivalul, voi puteți fi trădatul, puteți fi oricine în triunghiul ăsta. Se poate forma triunghi. Nu toate triunghiurile sunt nefericite la urma urmei. Dacă ce aveți acasă e trist, nefericit, groaznic, dezastru, de ani de zile nu vă mai înțelegeți, rutină, plictiseală, ce acolo, un câmp minat, atunci triunghiul care apare, care începe să se formeze, poate fi salvare și poate fi o potențială nouă relație la orizont cu, hai să zicem, amanta, amantul, hai, pe românește, dar pare fi salvarea pentru cel care suferă, dar uneori amantul sau amanta clar este marea probă de încercare, marele rival cu care normal se va ajunge la război la un moment dat, cineva se va lupta. Ori voi cu inima cuiva, ori voi cu partenerul, ori pentru voi se bate cineva, un război va fi acolo în care rămâne de văzut dacă voi sunteți una din tabere sau voi sunteți teritoriul pentru care se luptă cineva. Așteptați-vă la niște frământări, la niște fitile aprinse. Sigur că pot fi ținute sub control. Dar și Jupiter este amplificator și la voi în ogradă și Uranus este amplificator. Nu mai spun de energia Scorpionului care în perioada asta este umflată la maximum. După ce ies planetele astea din Scorpion, ceea ce e bine. Pe 10 Mercur este din Scorpion, pe 22 Soarele și pe 24 Marte. Deci după 24 se liniștește complet zona cuplului, dar se umple zona casa 8-a, care este casa sexualității, erotismului, pasiunii și altor părți ale corpului. Cine vrea pasiune și tot acâmul, o să le aibă cu trei planete acolo, printre care și Marte, care este chiar guvernatorul acestui sector. Pasiune, atracție, foc, mamă, ce e acolo, dar odată cu intrarea acestor planete în săgetător, încep marile quadraturi. După atâtea opoziții, încep quadraturile. Deci nu prea am vești bune în ceea ce privește trupul, sufletul, cuplu și toate alea, decât dacă vă place genul. Dacă sunteți un taur de la cuminte, nu prea vă trebuie așa adrenalină, pe când dacă sunteți unul de la senzual, care îi place corida, o să aveți coridă la greu. Din punctul ăsta de vedere. Puteți fi taurul de povară, cu mințel, mâncat, dormit, să am pe cineva alături să mi le asigure pe toate, că mie îmi place liniștea și stabilitatea și confortul, sau taurul din arenă care trebuie să lupte pentru ce consideră că îi aparține, teritoriul, nu? Și putere, și supremație, și glorie. Că taurul în arenă moare în glorie, să zicem așa. Cu atâtea quadraturi în sectorul ăsta al iubirii fizice, de la Saturn, de la Neptun, unele continuă și luna viitoare, vă puteți aștepta la ca ispita aia care pentru unii poate fi periculoasă să vă copleșească întru tot, să devină suferință, obsesie, complicăciune. Nu e ușor să vă vedeți cu pasiunea aia, sau da, poate nu, e un trio acolo, poate sunteți disponibil pentru o iubire, nu zic că e doar vorba de triunghiuri aici, sunteți total, gata, vreau iubire, mă arunc în iubire, în pasiune, în tot acâmul, dar e ceva complicat acolo.
apar niște tensiuni, apar niște semne de întrebare, apar suspiciunile, apar geloziile, apar întrebările, ce e cu celălalt? Trebuie să vă vedeți, vouă vi s-au prins călcâile de numai și din partea celuilalt stai ușurel, ceva nu e în regulă și începe să vă puneți întrebări. O mică parte s-ar putea să aflați și răspunsurile, că v-ați îndrăgostit, wow, minunat, pasiune, flăcări, dar respectivul mai are și o nevastă acasă, mai are și copii sau alt fel de piedici și pe care deocamdată nu le știți. Doar le presimțiți, doar le bănuiți, doar le intuiți, doar le inventați, că poate fi și invenție. Și oricum ați luat inclusiv aceste laturi de aprinderea plăcărilor, foc mult acolo, cu trei planete săgerători, pasiune, foc, tot acâmul, cu Lilith, tot o zonă foarte pasională care aprinde ceva din plictiseala, să zicem, în care poate ați trăit o vreme. Când credeți și voi că v-ați găsit marea iubire, poate fi cu probe. Nu pare de viitor, nu promite nimic respectivul, promite sau nu se ține de cuvânt, dar nu se ține de cuvânt. V-ați îndrăgostit, da, aflați sau bănuiți că stai așa, că s-ar putea să mai aibă iubită pe undeva prin altă parte a lumii. Începe și o mică paranoia așa în ceea ce privește personajul care v-a cucerit. Și de-aia trebuie să deschideți bine ochii. Sunteți pasibili la vă îndrăgosti lulea, sunteți pasibili la distruge ceva ce aveți și care poate e, da, banal, plictisitor, dar stabil. Îl știți pe cel de lângă voi de o viață și cel care vă atrage. Normal că e un făț frumos călare și pare mai interesant, dar ce ascunde, dar ce nu spune, dar ce se întâmplă în spatele cortinei. Unii puteți să aflați, unii de-abia vă puneți întrebările și apar și tensiunile, apar și geloziile, apar și discuțiile alea, dar de ce nu-mi răspunzi, dar unde te duci, dar de ce vorbești pe ascuns în debaraj și toate alea. Sigur că se poate asta ori voi să fiți în situația respectivă, ori partenerul, cel pe care l-aveți alături, îl vedeți că se ascunde, îl vedeți că nu mai vine cu orele, că dispare, că se comportă ciudat. Și unii poate deja ați descoperit niște lucruri, poate încă de luna trecută. Sau unii deja știți ceva și tot apar niște elemente în plus, care normal că vă întorc pe dos. Din păcate, nu e tocmai lapte și miere zona iubirii, e un pic riscantă. Poate unii asta vreți, un pic de adrenalină, un pic de mișcare, un pic de agitație, că v-ați plictisit și erați singur și erați nemulțumit și era rece în plan sentimental, când voi erați plin de dorință și de pasiune și poate să apară pasiunea dacă asta vă doreați, în timp ce la alții poate vă dă peste cap pasiunea asta, vă dă peste cap din monotonie, din zona aia în care erau lucrurile ok, încât nici voi nu știți, îmi place sau nu-mi place activitatea asta care se pornește, că generează tensiuni, conflicte, cineva tot se va certa acolo, cineva tot vă va spune vreo două, cineva tot vă va trage la răspundere. Unii reparați cu brio și din nou cuplu este fericit împreună, bravo, ați depășit marile probe, inclusiv în natură karmice, în timp ce alții dați peste cap acum viața în doi, aia liniștită pe care o știați de viață întreagă. Tocmai de aia știm că sunteți pe un teren minat, sunteți într-o zonă de război, între ghilimele, aveți grijă cu ce grenade umblați. Cât privește zona locului de muncă, e activitate încă de luna trecută, zona muncii este acoperită de balanță pentru voi, unde luna trecută a fost o lună nouă în balanță, dar și cu eclipsă la pachet, încât posibil să fiți încă sub influența acestei energii de decizie, de schimbare, de altceva, de variante, de opțiuni. Poate încă n-ați luat niște decizii, poate încă le mai analizați. Au fost foarte multe evenimente în balanță în ultima perioadă, și în septembrie și în octombrie, cu un maximum în octombrie, odată cu eclipsa, odată cu o serie de conjuncții pe care nodul sud de aici din balanță le-a făcut cu planetele care au trecut prin balanță, iar acum și Venus, guvernatoarea voastră, are o întâlnire cu nodul sud.
Venus va intra în balanță pe 8 noiembrie și va sta acolo până pe 4 decembrie, iar finalul de lună aduce această ultima conjuncție cu axa nodului lunare pentru multă vreme de acum înainte. Practic, acum se termină energia eclipsei din luna octombrie. Eclipsa de soare din balanță din luna octombrie, care își joacă ultimul act odată cu conjuncția cu Venus. Pentru unii poate fi un moment de decizie finală. Gata, m-am hotărât. Până acum m-am gândit, m-am răzgândit, am analizat, să o fac, să nu o fac. Gata, m-am hotărât. Tot ceea ce poate va trecut prin cap în luna octombrie, să schimbați, să porniți în altă cale, pe altă cale, să schimbați cariera, să schimbați profesia, să plec, să nu plec. Lucrurile pe care le-ați spus în balanță, acum probabil decideți. Pentru unii poate fi decizie minunată, decizie de succes, schimbare de job, dar de succes, spre mai bine, spre mai sus, spre recunoașterea meritelor voastre. Cu Venus acolo, repet, guvernatoarea voastră, s-ar putea să mulți aveți sentimentul ăla de sunt mulțumit, sunt mândru. Da, am fost incert, am fost badabanu o vreme, m-am gândit, m-am răzgândit, dar ce-am decis, sunt mulțumit de asta. Și parcă vreți să spuneți la toată lumea ce ați decis. Este o perioadă cu foarte multe decizii radicale. De a termina, rezilia niște contracte. Până acum ați lucrat într-un anumit mediu, cu un contract, ca să înseamnă job pe contract, colaborări, parteneriate, angajare. Și unora, ori vă expiră contractul, ori chiar voi hotărâți să-l încheiați. De ce? Pentru că există ceva mai bun în altă parte. Unii porniți spre mai sus. Poate chiar aveți parte de niște provocări trecute cu brio, gen examene foarte importante, vă afirmați, câștigați un premiu, luați o notă bună, metaforic sau nu. Și mulți puteți avea parte de niște reușite notabile care vă deschid nivelul următor, poarta următoare, ceea ce am spus la început, că sunteți în fața unor etape noi și care se pot simți în plan profesional. Ascensiune, creștere, că apându-l pe Jupiter la voi în ogradă, voi nu dați înapoi. Ar fi culmea să dați înapoi când aveți două planete de înaintare în ograda voastră. Voi sunteți într-un moment de mai sus, mai departe, din ce în ce mai bine. Versiunea mea trecută e acolo, dar eu pot fi o versiune mai bună de acum înainte, care poate să însemne dorința de a învăța ceva nou, dorința de a accede pe niște poziții mai înalte, funcții, dar din coate poate fi o perioadă de competiție, concurență, afirmare în fața concurenței, măsurarea forțelor, cu toate planetele alea din Scorpion, foarte probabil să fiți într-un război față în față cu niște rivali. Care e mai bun, nu? Asta înseamnă război. Care câștigă? Și aveți cele mai mari șanse să câștigați războiul ăsta. Să fiți învingătorul. S-ar putea să vă placă zgândărirea asta. Zgândărire de ego, zgândărire de valoare, de doar atâta poți, zice Universul. Nu, domnule, pot mai mult că l-am pe Jupiter la mine în ogradă. Și de câte ori l-am pe Jupiter la mine în ogradă? Odată la 12 ani, dar de câte ori l-am pe Jupiter și pe Uranus la mine în ogradă? Doar acum. Păi dacă nu acum, atunci când? Că peste un an, când va ieși Jupiter din ograda voastră, rămâne Uranus, ok, dar nu mai este Jupiter. Iar peste câțiva ani pleacă și Uranus, încât voi sunteți într-un moment de asta de maximă încărcare a bateriilor, în care vi se spune, acum e momentul, nu te mulțumi în zona de confort, nu te mulțumi cu puțin, luptă, crești, ridică-ți ștacheta, ridică-ți standardele, evoluează tu. Jupiter este o planetă de evoluție, de progres, de înaintare, de creștere, din toate punctele de vedere. Creștere financiară, creștere a nivelului de pregătire. O școală trec la următoarea școală, treapta 1 trec la treapta 2, la funcția pe care am avut-o anul trecut trec la funcția următoare. Din bine în mai bine sau din ce în ce mai bine. Sunteți stimulat să vă depășiți limitele, să ieșiți din zona de confort, din așteptare, din pasivitate,
La ego vi se umblă foarte mult la mândrie, la hai că poți, motivat, determinat. Ba chiar s-ar putea unii să vă măsurați forțele cu persoane importante, cu rivali buni. Probabil chiar le recunoașteți valoarea sau supremația și din această confruntare s-ar putea să fie surprize și să fiți voi să-l surclasați pe cel mai bun din parcare. Vă luptați cu campionul antitră, între ghilimele, într-un domeniu profesional și aveți, prindeți un culoar liber și îl puteți depăși. Puteți fi mai bun chiar și decât cel mai bun. Știți că în domeniul vostru este unul wow, care, despre care toată lumea vorbește și printr-un concurs de împrejurări puteți avea un succes mai notabil decât el. Da, se poate să fie o perioadă în care se vorbește despre voi, se face reclamă, se transmite mai departe cine sunteți, orice fel de reclamă, uneori chiar și reclama negativă, tot reclamă se numește, gen bârfe, comentarii la adresa voastră, dar până și din asta puteți fi vizibil. Da, s-ar putea să aveți niște momente de vârf în care să vă simțiți bun, puternic, cel mai bun, mândru, orgolios, mândria vă este din plin măgulită, poate și datorită niște succese mari în fața unor persoane mari în domeniul respectiv. Mai bun decât colegul, mai bun decât șeful, mai bun decât cel cu care vă măsurați forțele de vreme încoace, rivalul cu alte cuvinte. Și asta clar că vă stimulează, clar că vă arată că puteți. Dar prin stimulare, prin război, față în față, prin săgeți, aveți nevoie să fiți un pic zgândărit ca să scoateți ce aveți mai bun din voi, dar și motivat deopotrivă. Iar motivația poate să fie de natură financiară, evident. Pentru că în zona banilor, iată vorbim despre bani, în zona banilor, deși nu se întâmplă nimic, în afară de lună, nu trece nicio planetă pe acolo, dar luna formează o frumusețe de lună plină. Este faza de lună plină în gemeni, în zona banilor pentru voi. Singura lună plină din sectorul banilor. Sectorul banilor fiind chiar casa a doua, casa taurilor, încât este foarte similară lunii pline de luna trecută, din octombrie. Atunci era în eclipsă, acum nu mai este în eclipsă, dar este motiv de sărbătoare pentru voi. Obțineți o victorie, primiți niște bani meritați, din lupta asta cu rivalii, poate vă faceți și cu niște rezultate financiare. Unii chiar aveți un sentiment de, era să zic prea plin, dar parcă nu i-aș spune chiar prea plin. Poate fi un moment de plin, hai de plin, nu de prea plin. Că lună plină ce înseamnă plin? Nu e lună prea plină, este lună plină. Deci vi se umple niște recipiente, niște conturi care până acum erau un pic goale, încep să se umple, niște portofele terminate, golite, încep să se umple, niște cheltuieli mai pot fi făcute și ele că stăteau pe loc din cauza unor resurse, iar în unele cazuri pot veni din mai multe surse. Deci veneau de la salariul vostru obișnuit până acum, știați că mai mult de atât n-au de unde să apară, nici nu știți de unde pot să apară resurse în plus. Vă treziți cu un premiu, cu un cadou în bani, cu o șansă de a munci ceva în beneficiu cuiva pentru care să fiți plătit suplimentar. Poate fi sentimentul ăsta de și de colo și de colo și iată se mai adună ceva, nu doar dintr-o sursă. Unii poate ați descoperit sau aveți deja o pasiune extra profesională. Vă place să, nu știu, pictați și vindeți un tablou, iată au venit niște bani de acolo. Deci pot veni și din astfel de alte direcții bani. Unii din credite, alții din donații, din moșteniri, din mișmașuri de genul ăsta, nu le zice negative, dar nici nu știți de unde apar niște noutăți de natură financiară, poate unele neprevăzute, dar binevenite, evident. Din alt punct de vedere, s-ar putea să fie și o perioadă cu cheltuieli foarte mari.
cu Jupiter acolo în ogradă, atât de zgândărit de planetele din Scorpion, trebuie să aveți un pic grijă, că unii aveți și riscul, aveți și sunteți pe gata să faceți o cumpărătură la impuls și poate un pic cam scumpă. Alții poate sunteți într-un moment de oarecare prosperitate, cu două luni pline, una în Taur și una în Gemeni, care tot de bani se ocupă, aveți impresia, mamă, ce bine stau, spuneți voi, și sunteți gata să cheltuiți o sumă mare de bani. E, și lucrul ăsta normal că pe undeva poate destabiliza. Unii adunați de multă vreme banii ăștia. I-ați pus acolo un cont, s-au adunat, au crescut și au ajuns într-un punct în care puteți face ceva cu ei. Și cine știe, poate venit momentul unei astfel de mari investiții, achiziții. O mașină, o casă, un teren, o nuntă, o petrecere, dar și lucruri cu iz festiv pe care trebuie să dați bani. Poate veni și o perioadă în care trebuie să împărțiți bani. Aveți. Uite, acel sentiment de prosperitate. Am ceva în coșul ăsta. Dar banii ăștia trebuie să ia foarte multe direcții. Și acolo un pic, și acolo un pic, și acolo un pic. Nu că nu s-ar întâmpla asta în fiecare lună, dar parcă ceva mai special de data asta. Aveți o sumă de bani, dar care trebuie împărțită la 2, la 3, cu frații, cu colegii, cu echipa de lucru, cu partenerii de afaceri. Și care, normal că pe undeva generează și un oarecare dezechilibru, parcă vă pare rău că trebuie să-i împărțiți, dar totodată și un sentiment de bucurie, mai ales dacă îi aveți, normal că e ușor să-i împărțiți, mai greu să-i împărțiți dacă nu îi aveți, dar totuși voi sunteți într-un moment de am cu ce? Și dacă aveți cu ce, probabil nu contează că trebuie să dați și la alții ce li se cuvine. Cam asta este luna noiembrie, aveți grijă. Nu e deloc ușoară, mi se pare una dintre cele mai tensionate din ultima vreme, tocmai de aceea trebuie să fiți prudenți, dar și curajoși deopotrivă dacă vreți niște schimbări majore. O lună de succes vă doresc!